vaca de carne sau vaca de lapte? Vaca de carne și vaca de lapte, bălțată sau angus? Sunt întrebările pe care și le-au pus mulți crescători de animale în ultimii ani. Pentru oricare dintre variante sunt argumente pro și contra. Traian Buran din Sălcioa a crescut animale de când se știe. În urmă cu 2 ani s-au hotărât să cumpere și vaci de carne. Pe o pășune întinsă, sub culmile apusenilor, vitele din rasa Angus par să se simtă ca la ele acasă. Afacerea a plecat de la câteva terenuri părăsite și de la o excursie în Elveția. Suntem sus, la munte, sus, cum zic moții. Da. Vântul poate ne face niște probleme la sunet, dar ne vor ierta cei care ne urmăresc, pentru că așa e sus pe vârful muntelui. Să-mi povestiți puțin despre Angus. De ce v-ați hotărât să vă luați Angus? Bine. Eu vă zic, bine ați venit pe meleagurile noastre, sus pe dealul lacului, din comuna Sălcioa, județul Alba. În urmă cu 8 ani, văzând terenurile părăsite în zonă și având și noi o parte din terenul, m-am decis să cresc vaca de carne Angus. Am fost și într-o excursie în Elveția să vedem cum sunt organizați ei în Elveția, fiind o zonă de munte și acolo, și am rămas surprins că nu sunt mari diferențe între Elveția și noi. Și atunci am început să achiziționez la terenuri. În prima fază am putut achiziționa vreo 11 hectare, după aceea nu s-a mai putut achiziționa, oamenii n-au mai vândut din terenuri și am rămas vreo câțiva ani așa într-un stand-by și mă gândeam ce să fac. Am achiziționat terenul și n-am făcut nimic. Și atunci am făcut o cultură de afi în care o să o vedeți. Traian Buran are acum peste 70 de capete. Carnea este valorificată la pensiunea pe care o deține la Sălcioa. Suntem dotați cu frigidere de maturare a cărnii, carnea de Angus Premium și noi zicem că este ok, este bine. Nu știu cei care valorifică la alte prețuri cât este de benefică, pentru că în zona noastră de munte nu se poate face nu se pot face lucrări mecanizate. Neputând să se facă lucrările mecanizate, nu se poate cosi, nu se poate aduna. Mâna de lucru nu mai există. Deci o fermă de vaci, ca să fie cât de cât, trebuie să ai minimul 30 de vaci. Minimul ca să poți să îți acoperi cheltuielile. Și eu zic că dacă ar fi și subvenția puțin mai mare, ca să-ți poți acoperi cheltuielile cu furajele care le cumperi de la câmpie, neputând să le produci în zona noastră, nu că nu este iarbă, dar nu se poate cosi. Manual, dacă se cosește, n-ai făcut nimica, pentru că prețul de cost... Nu e o vacă, două aici sunt multe. Deci eu dețin cu mici, cu mari, 75 de capete. Aici, pe pășune, avem vacile și junincile, împreună cu taurul. Jos, în sat, lângă fermă, pe o parcelă, avem taurii. Lângă pensiune, unde țin vreo 3 hectare de teren, avem vițelele între 7 și 12 luni și în graj mai am 4 tauri la finisat, pentru că carnea asta e de Angus. Deci vaca trăiește pe pășune, dar ca să produci o carne premium, o carne care trebuie să aibă în țesut grăsime, ele trebuie furajate pe un sistem intensiv, cum îi spunem noi, finisarea animalului. Și animalul, timp de 3 luni, 4 luni de zile, nu face mișcare decât stă, mănâncă și doarme. Și de aici apare carnea mult mai fragedă și bună pentru consum.
Sorin este original din Cugir, a plecat în urmă cu 14 ani în Finlanda și lucrează ca bucătar la Helsinki. Gătește vestitele stecuri de Angus și în bucătăria la care lucrează și este încântat de ce a găsit aici. Diferența este că este o carne care este mult mai suculentă și dacă este maturată în condițiile care trebuie maturată, undeva la 2 grade, la o umiditate de 85, cam 8 săptămâni, este o carne perfectă. Eu lucrez în domeniul cu așa ceva în afară, am găsit ceva foarte, foarte bun aici, foarte bine maturat și aș îndemna oamenii care ajung în zonă să vină să guste din carnea de Angus, de o calitate foarte ridicată. E diferență între Angusul care îl găsiți în Finlanda și cel de aici? Se simte vreo diferență? Nu este diferență, doar de preț. Vorbim de... Da, chiar, cum sunt prețurile acolo? Undeva la 100 și ceva de euro kilogramul și aici l-am găsit la 27 de lei 100 de grame, deci un preț foarte, foarte bun. Ținând cont că este o carne un pic uscată, imaturată, nu are apă înăuntru, cred că este un preț foarte bun față de ce am găsit în țară, în alte locații. Ce putem găti cu Angus? Cel mai bine se gătește un steak de Angus, ar fi cel mai indicat și ca să găsești toate proprietățile, ar fi cel mai bine făcută la grătar, cu un sos sau numai la grătar, cum doriți dumneavoastră. Credeți că ar fi o variantă pentru cei din zona Apusenilor să crească Angus? Pentru că majoritatea sunt crescători de animale aici. Sunt sigur că este o posibilitate de a creștere, pentru că cred că aduce un venit destul de bun în comparație cu alte animale crescute în perimetrele României. Doar că cred că este la început încă în România stecurile de Angus. Nu știu cât de cunoscută este în România această carne. Angusul se adaptează foarte bine în zona de munte din România, ne spune Traian Buran. Din punct de vedere al climei, sunt foarte rezistente. Deci am avut și anul trecut, au stat pe pășune când am mins pe ele. Ninge, dă cu copita, paște sau pur și simplu, dacă e o ninsoare din asta de scurtă durată, stă liniștită și vacile nu sunt pretențioase. Chiar mulți nu au adăposturi. Eu am un adăpost în care pot să cresc 100 de vaci adulte. E un sistem de stabulație liberă în adăpost, se face furajarea cu o remorcă tehnologică și condițiile de creștere sunt ușoare, nu sunt pretențioase din punct de vedere a bolilor. Mai puțin am avut probleme cu ele, chiar foarte puțin. Deci sunt rezistente, adaptabile, nu sunt pretențioase, sunt vaci care consumă cam tot, cred că, de pe pășun. Da, chiar pot să le compar cu oaia sau cu calul. Deci dacă vedeți de jur împrejur, ele până aproape nu mai există nimic, pas tot. Deci nu se mută de pe o parcelă pe alta, sunt... destul de docile, astea după cum se ocupă proprietarul de ele. Rasa de bovine Angus este recunoscută pentru adaptabilitatea la condițiile de mediu. Numită și Aberdeen Angus, rasa e originară din Scoția, din regiunea care poartă numele. Animalele sunt de culoare neagră sau roșiatică. Pentru că aici la munte nu se poate pășuna decât câteva luni pe an, fermierul din Sălcioa a experimentat și hrana de siloz pentru perioada de iarnă. Pot să spun că sunt pionierul hrănirii cu siloz. Anul trecut am avut 3 hectare jumate de siloz, am și cu ce să recoltez și mi-am produs silozul lângă grajd. Și
pe timp de iarnă o masă era cu siloz. Silozul fiind un furaj foarte complex și atât în hrana animalilor, vacilor de lapte, cât și a celor de carne. Arată totul foarte bine și peisajul și animalele de aici. Ați recomanda celor care totuși mai vor să se ocupe de zootehnie această rasă? Eu le recomand, dar trebuie să știe de la bun început, investesc, dar trebuie să aibă puțină răbdare ca să se întoarcă profitul înapoi. Pentru că în creșterea animalelor profitul nu vine de azi pe mâine. O vacă fat o dată pe an, un vițel o dată pe an. Și atunci, cum procedăm noi? Noi nu sacrificăm taurii masculii până nu au cel puțin 600 de kilograme. Asta înseamnă că trebuie să stea la noi cel puțin un an jumate. Între un an și 5 luni, 2 ani și jumătate staurii care sacrificăm noi. Deci toți masculii care nu îi sacrificăm înainte de a avea cel puțin 600 de kilograme. Și e rentabil? Nu mă refer neapărat la dumneavoastră. Dumneavoastră aveți șansa că aveți o pensiune, puteți valorifica acolo, dar în general, cam cât costă un kilogram de carne dacă e rentabil de crescut angusul? Cam cât ar fi pe piață un kilogram de carne de angus? Deci momentan există probleme în piață. Fiind cu pandemia, carnea de angus se consumă în restaurante. Și aici, de un an jumate, prețul la carne a scăzut și sperăm să-și revină și să fie piața, pentru că consumatorii cărnii de angus sunt industria Horeca. Cred că își pune amprenta și locul, vegetația, pășunea și asupra calității cărnii, bănuiesc, nu? Bineînțeles. Și creșterea asta în sistem liber, animalele nu sunt stresate, deci ele stau de bună voie pe pășune, sunt întoarse numai după ce fac o distanță de câțiva kilometri, să țin în împrejurim. Dar ele nu sunt stresate, stau liniștite și nu e un stres pe animal, care zic eu că influențează mult la calitatea cărnii. Suntem aici, pot să spun că sunt de jur împrejur 5.000 de hectare de teren și sunt numai eu cu animalele. Nu există nimeni. Mai jos a fost cineva, dar din cauza ursului a fost sfârșiate 3 vaci, a plecat chiar mai jos, undeva la un kilometru, a plecat cu ele acasă. Pentru că noi știm, eu sunt vânător de 33 de ani. Așa, populație numeroasă de urși, nu știu, în 33 de ani de vânătoare, nu știu să fie atâția urși. Eu vă spun, de jur împrejurul nostru, aici pe o suprafață, să zic, de 10 km pătrați, avem 6 sau 7 urși, care i-am văzut, îi vedem. Momentan nu am avut probleme, dar suntem tot cu frica că azi, că mâine o să ne atace. Vă dați seama că un vițel din ăsta care are 80-90 de kilograme... Da, face o foarte mare pagubă. Da. Acum s-a discutat problema asta și poate au înțeles și cei de la conducere că nu e chiar o glumă și trebuie să privim cu seriozitate această problemă, că e o problemă națională. Da, într-adevăr. Din punctul meu de vedere, sunt prea mulți urși. De la problemele fermierului de la Sălcioa să trecem și la bucuriile lui. Cea din tâi o plantație de afin care începe să rodească și apoi o tocăniță de vită la Ceaun. Povesteam despre ce s-ar putea face aici la munte și avem aici un exemplu. Se poate face, de exemplu, o plantație de afin. Aveți o plantație mare, zic eu, aici. Ce suprafață?
Suprafața pe care este cultivată este de un hectar și jumătate. Infrastructura este făcută pentru aproximativ 9 hectare. Momentan ne-am oprit la suprafața aceasta din lipsa forței de muncă. Pentru că la cules, un hectar de afine, ținând cont că culesul se face cu mâna, bob cu bob, ai nevoie de cel puțin 30 de oameni pe hectar. Și atunci am luat decizia momentan să rămânem la suprafața pe care o avem. Deci, cum spuneam, infrastructura este făcută tot pentru că plantația respectivă, care o vedeți dumneavoastră, dispune de un sistem de irigație. Prin picurare? Prin picurare. Pe aici, peste tot, este împânzită de conducte de furtune duse în toate direcțiile, chiar și pentru celelalte 9 hectare. Dar, momentan... Da, deocamdată nu este forță de muncă ca să puteți face, pentru că altfel le puneți degeaba, efectiv, dacă n-are cine să culeagă fructele. Bineînțeles, chiar de anul ăsta vreau să aplic o metodă, adică să fac publicitate, să vină omul, să-și culeagă și plătește ceea ce culege, ce mănâncă, rămâne bonus. Da. Cât e de diferit față de afinul care crește în mod spontan, pentru că crește aici în zonă? Bineînțeles, ținând cont că afinul de cultură necesită lucrări. Sunt lucrări care se fac primăvara, tăieri, administrare de îngrășământ. Noi primăvara și toamna administrăm găinați, se pune manual, se fac tăierile. Deci este o muncă în plus ca să ai recoltă și să obții o recoltă bună. Dacă o lași așa de izbeliște, bineînțeles că nu o să ai profit. Și tot ce se face, urmărim de la o săptămână la alta stadiul, cum se dezvoltă, ce trebuie, pentru că aici, dacă nu ai intervenit cel puțin a doua zi cu irigat sau cu apă, afinul este un consumator mare de apă. Deci în fiecare, cel puțin la două zile, noi facem irigare. Facem irigare, de obicei, cea mai bună irigare e să facem de două ori pe zi. O singură problemă am avut chiar în primul an, când am plantat. Atunci am avut, dacă vă amintiți, iarna lui 2016, a fost o iarnă grea. Și atunci pot să spun că aproape 70% din plantație mi-a înghețat. Fiind planta nu era acomodată, numai cât fusese primăvara plantată. Și din rădăcini am refăcut, după cum vedeți, plantația. La nimeni nu le venea să creadă că o să fie din nou plantația care o văzuseră cu câteva luni înainte. Cam 30% o folosim pentru consumul propriu, adică pentru pensiune. Restul de 70% o vindem la momentul recoltării. La diferite firme, cei care se ocupă de achiziționarea fructelor de pădure și care mai departe au un lanț, ajung până în magazinele mari. Încă este tânără cultura dumneavoastră, foarte tânără, pentru că afinul nu rodește din primul sau al doilea an. Da, se spune, cartea spune că perioada când ajunge la maturitate ar fi al 7-lea an. La noi este al 5-lea an. Deci ar mai fi încă 2 ani ca să ajungă la maturitate și de acolo merge pe o linie dreaptă. Deci, din ce am discutat și ce am mai citit, sunt culturi de afin de peste 45 de ani. Și pot fi folosite aceste terenuri, care în general nu mai sunt folosite nici ca pășun măcar, dar mi-e să folosească în alte scopuri. Bineînțeles, totul e să ai voință și agricultura presupune sacrificii.
Aici nu există serviciu de 8 ore. Aici este non-stop. Duminică, sărbători, toată săptămâna, toată luna, tot anul. Facem un scurt popas la cea una. Mirela ne dezvăluie rețeta. Eu lucrez numai cu dragoste. Tot ce fac, fac din dragoste, da? Și dragoste, pe lângă ingredientele, ceapă solzișor, ardei solzișor, un pic de morcov, un pic de pastă de roșii, toate făcute la noi în casă. Trebuie să fie bun. O să-l gustă. Trebuie să fie și, bineînțeles, carnea. Carnea care are o savoare excelentă. Dar să vă mai întreb ceva. Aerul acesta extraordinar de pe munte contribuie oare și el cumva la gustul mâncării? Nu, contribuie la sufletul omului, aerul mai mult. Gustul îl dăm noi. Aerul ne inspiră pe noi, sufletul nostru și tot așa. Ne-am oprit și la pensiunea de sub stâncile maestoase ale apusenilor. Ce am putea să le oferim? Da? Căldură sufletească întâi, este primordială, da? Un peisaj de vis, mâncare tradițională este primordială, da? Un iz de parfum de flori care este, zic eu, așa, pentru sufletul meu și pentru sufletul celui care vine să se bucure de un pic de liniște, o oază de liniște, un colțișor mic în care putem să găsim liniștea pe care o căutăm fiecare a sufletului nostru. Vin turiști din toată țara, dar datorită pandemiei se cunoaște un pic reticiența oamenilor. Oamenii încă sunt sceptici, să știți. Chiar am vrut să vă întreb, în ce măsură v-a afectat pandemia aici? Destul de bine, destul de bine, pot să spun, neafectat, destul de mult, ținând cont că a fost interzisă circulația automat, nu aveam cum să cazăm, da? Deci câteva luni de zile am fost eu și florile mele. Carnea de agus este din ce în ce mai apreciată și la noi a început să fie cunoscută. Lumea și-a dat seama că e o carne deosebită și bănuiesc că aveți și aici succes cu preparatele din agus. Avem succes, dar încă abia am început să o promovăm. Da? Încă nu-i cunoscută atât de mult carnea de agus în România. În zona Apusenilor este, sunt foarte mulți fermieri, da? Am avut o tentativă de a face un produs, de fapt un produs tradițional montan. Momentan ne-am oprit, nu știm ce o să fie. În schimb, ajutăm la promovarea produselor locale, a localnicilor, achiziționăm ce se poate, lapte, carne, ouă, de unde se poate. Din gospodăriile localnici. Localnicilor pentru a ajuta totuși la buna dezvoltare a economiei, practic. Este un circuit. Ne întoarcem pe platoul din Apuseni. Traian Buran își privește cu drag animalele și are un mare regret. Momentan, pe tot dealul ăsta, sunt numai eu cu animale, din păcate, și pe viitor nu văd ca tinerii să rămână în zonă, nu sunt atrași, ar trebui ceva stimulente ca să rămână tinerii. Nu toată lumea îndrăgește animalele și vrea să rămână aici, dar cei care rămân să fie o afacere profitabilă pentru cei care rămân. Thank you.